Unul dintre cei mai importanți compozitori din istoria muzicii ușoare românești a fost, fără îndoială, Cornel Fugaru. Cariera sa artistică a început în 1964, odată cu înființarea formației rock Synchron, al cărei instrumentist, solist vocal și lider a fost, și în repertoriul căreia găsim numeroase adaptări de piese populare românești. Printre cele mai cunoscute șlagăre ale creației sale se numără Dau viața mea pentru o iubire, Nu sunt sclavul tău, Eu nu mai sunt cel de ieri, dar și, poate cea mai apreciată piesă de publicul meloman din România, A venit toamna, sau Emoții de toamnă, piesă compusă de Cornel Fugaru pe versurile poetului Nichita Stănescu. A venit toamna, acoperă inima cu ceva, cu umbra unui copac, sau mai bine cu umbra ta. Soția compozitorului Cornel Fugaru, cunoscuta și apreciata interpretă și textieră de muzică ușoară Mirela Fugaru, a acceptat invitația noastră de a ne împărtăși câteva gânduri legate de colaborarea compozitorului Cornel Fugaru și a poetului Nichita Stănescu. Și înainte, înainte de Revoluție, dar din fericire de multe ori și după Revoluție, pentru mine și probabil pentru milioane de ascultători ai Radio România, toamna începea în momentul în care se difuza piesa A venit toamna. Cred că, lăsând deoparte partea sentimentală, încercând să fiu foarte obiectiv acum, cred că este una dintre cele mai fericite îmbinări dintre muzică și poezie. În general, Cornel Fugaru a lucrat și cu mine și cu alți textieri, evident, invers. Adică întâi se făcea muzica și abia după aceea textul. Deci textierul era cel care trebuia să înțeleagă sentimentele pe care le-a trăit compozitorul și ce vrem să transmitem celor care ne ascultă. De data asta, emoția de toamnă, emoția a fost a compozitorului în fața versurilor. Este una dintre cele mai frumoase poezii ale lui Nichita Stănescu și poate una dintre cele mai profunde. Și sfătuiesc pe cei care ne ascultă să o citească cu atenție. Una dintre cele mai profunde poezii din literatura română contemporană. Și compozitorul Cornel Fugaru a fost deci emoționat de această emoție a toamnei. Și asta s-a văzut și în felul în care a ieșit piesa și aș zice în aceeași măsură și felul în care a interpretat piesa. Pentru că toată sensibilitatea lui, pentru cei care l-au cunoscut, ei știu că Cornel Fugaru a fost tot un suflet, un om de o sensibilitate rară și în acest cântec vibrează. Probabil că de aceea a și ajuns la inima ascultătorilor. Probabil că de aceea unii își doresc și astăzi să asculte această piesă și cred că mulți dintre tineri ar fi fericiți să o descopere, pentru că ea-ți dă un sentiment de liniște, toamna fiind un anotimp mai agitat, poate mai trist pentru unii, dar cred că în acest cântec nu găsim tristețea toamnei, ci găsim tot ce este frumos în toamnă, într-o toamnă a vârstei, într-o toamnă a anotimpurilor, într-o toamnă când putem să ne cântăm iubirea, pentru că este un cântec de dragoste. A venit
Toamna, mă tem că n-am să te mai văd uneori, că or să-mi crească aripi ascuțite până la noi. Piesa a fost compusă într-o perioadă post-sincron, într-o perioadă de revărsare de sentimente și de sensibilitate, într-o perioadă în care au apărut cântece care, iată, au rămas, hai să nu zic chiar nemuritoare, dar au rămas. Pentru că eu spun că Cornel Fugaru este un om care a lăsat semn pe acest pământ, a lăsat ceva în urma lui, în lumea prin care a trecut, în sufletele noastre. Și iată, pentru toți ascultătorii, a lăsat și a venit toamna, emoție de toamnă. A venit toamna, mă tem că n-am să te mai văd uneori, că or să-mi crească aripi, aripi ascuțite până la nori. A venit. Aceasta a fost povestea muzicală a celebrei piese A venit toamna sau Emoție de toamnă, pe versurile poetului Nikita Stănescu. Despre multe alte melodii de succes, 100% românești, puteți afla accesând pagina de internet Eu aleg România, 100 de melodii ale românilor, un proiect Radio România Regional.